sensibilitate bună. Unul l-am pierdut, dar nu e nicio problemă, îl voi arăta pe monitor. Acesta e foarte bun. Linear tilt module funcționează și la nu e numai de tilt, e și de șoc. Am pus un LED pe Arduino Nano, da. Îl vom testa. Iată, acest senzor nu e bun, nu sunt mulțumit, trebuie șoc foarte mare ca să simtă, deci niciodată nu voi folosi acest senzor. Da. Ia să vedem cum funcționează. Doar mișcăm puțin fără să-l ciocănim, iată, doar puțin l-am mișcat și gata. LED-ul s-a aprins. Iată dacă ciocănim. Sau dacă ne cade ceva pe masă, am ceva. Iată, foarte ușor a fost plasticul acesta. Și s-a aprins becul. Normal că se poate folosi la mașină ca sistem de alarmă. Da? Sunt mulțumit de rezultat. Asta e ceva greu. Iată, nu am atins și senzorul. Deci, sunt foarte mulțumit de rezultat. Arată încă o dată senzorul care mi-a dat rezultate foarte bune. Poate arată și ceva pe aici. Caracteristici, iată. Voltaj și alte temperaturi, în ce limite, între minus 40 și 85. Da? Asta a fost tot. De aici încolo rămâne latitudinea fiecăruia. Normal că în locul LED-ului se pune releu, se poate lega la claxon sau la soneria la ușă sau oriunde. Asta rămâne la imaginația fiecărei persoane. Mulțumesc de vizionare, toate cele bune!